Ultima zi din anul 2021 am petrecut-o la mama mea acasă, împreună cu sora mea. Am făcut fiecare din noi câte ceva pentru masa dintre ani. Eu am făcut o salată de cartofi, rețetă din zona Stuttgart, acolo unde am locuit o bună perioadă din viața mea. Și ceea ce vedeți acum este un tort, după o rețetă tot din zona Stuttgart. Mama și sora mea au făcut și ele somon la cuptor, ouă umplute, vinete, gustări. Plictiseală mare. Între timp am mai mâncat câte ceva. La trecerea dintre ani am ieșit să vedem focul de artificii, după care nu am mai stat mult. Mi-am dus fiecare la culcare. Mama mi-a pregătit și pentru mine un pat. Iar a doua zi ne-am întâlnit la vărul meu acasă, unde am petrecut câteva ore foarte frumoase, de care ne aducem cu drag aminte. Am râs mult și am depănat amintiri. Să sperăm că anul ce va urma va fi mult mai bun decât cel care a trecut. Dumnezeu să ne țină sănătoși și să ne binecuvinteze pe fiecare în parte. Un an nou fericit!